Suntem împreună pentru a construi noul București. Bucureștenii ne-au cerut și ascultându-i am realizat această alianță pentru a scoate PSD-ul din București. Suntem împreună pentru a reconstrui un oraș care a fost chilodit de jaf din banii publici și de fel de fel de interese. Suntem împreună pentru a reconstrui o administrație care să fie deschisă către antreprenori, care să aducă experți, care să colaboreze cu societatea civilă. Suntem împreună pentru a reda bucureștenilor niște lucruri esențiale care, din păcate, le lipsesc azi. Un transport public civilizat, un trafic rezonabil, apă caldă, spațiu verde și o poluare în limite rezonabile. Suntem împreună pentru că avem același set de valori, transparență, colaborare cu cetățeanul, decizii luate pe date. Suntem azi într-un sector și lansăm candidatul forțelor de dreapta la un sector în suferință. Aici avem un primar care a aruncat cu bani, așa cum a aruncat și primarul PSD de la Primăria Generală. În 3 ani, bugetul primăriei a crescut cu 250 de milioane de lei și asta nu s-a văzut în viața cetățenilor. Știți că e un vers dintr-un cântec celebru care spune: azi nu mai știi care e poliția și care e hoții. Nu cred că e un loc în care să se aplice mai bine acest vers decât la poliția locală sector 4. Avem un candidat la primăria sectorului 4, Simona Spătaru, un candidat excelent. Am citit programul ei, vorbește de, în sfârșit, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, vorbește în sfârșit de creșe și grădinițe, vorbește în sfârșit de problema de rezolvarea problemei gunoaielor, vorbește în sfârșit de Parcul Național Văcărești. Sunt în programul nostru pentru Primăria Generală chestiuni care țin de sectorul 4. Este reabilitarea liniei 19 de tramvai, este o mare parcare la intrarea în Berceni conectată cu metroul de suprafață care să ia din traficul care vine dinspre sud. Este, bineînțeles, în colaborare cu Primăria Sectorului 4, Parcul Național Văcărești. Și este o chestiune pe care locuitorii din Sectorul 4 ne-au cerut-o: oprirea acelui proiect care vrea să facă din Sectorul 4 un arzător de gunoaie pentru municipiul București. În rezumat, suntem aici pentru a construi noul București, adică un oraș în care te miști mai bine, respiri mai bine, câștigi mai bine. Sunt bucuros să o invit în fața voastră pe Simona Spătar. Mulțumesc! Da. Bună ziua! Bine ați venit la noi în sector. Vă mulțumesc și celor care ne urmăresc live pe Facebook. Am să vă spun doar câteva cuvinte la început despre mine. Sunt locuitor în sectorul 4, sunt un om simplu, am aici la școală 2 copii, la o școală publică din sector. Sunt avocat de profesie și din punct de vedere profesional am acumulat o suficientă experiență care mă validează pentru această funcție, pentru că am lucrat cu administrații publice și centrale. Și acest lucru mi-a fost dat să văd ce se întâmplă în primării, iar la noi în primăria sectorului 4, după cum bine cunoaștem, este o administrație ineficientă care cheltuie și resursele minime pe care noi le avem. Cheltuie pe publicitate, cheltuie pe borduri și nu investește în viitorul oamenilor. Am să mulțumesc Alianței USR Plus pentru această nominalizare.
colegilor de la PNL pentru sprijin și lui Nicușor Dan, cu care vom face echipă la capitală, să schimbăm în sfârșit fața Bucureștiului. Viziunea echipei de la Sector 4, o echipă pe care o vedeți și în jurul meu, este o viziune care presupune un viitor de calitate pentru noi toți. Este o viziune care presupune ani de investiții în educație, în mediu, în sănătate și am să vă propun doar 10 obiective dintre toate câte noi ne propunem să facem. Ne propunem ca acest sud să fie în sfârșit nordul capitalei. Sudul va fi ca nordul. Ne propunem ca să avem locuri de muncă într-un nou parc de investiții. Acolo unde oamenii să rămână, să muncească în sector la noi și să nu mai fie sectorul dormitor. Ne propunem de asemenea să avem acolo 10.000 de locuri de muncă plătite. Eu am vecini care fac acest drum între Sector 4 și Pipera ca să poată să-și găsească un loc de muncă. Mi-aș dori ca ei să poată să rămână aici, la noi acasă. Ne propunem o educație 4x4. De ce 4x4? Pentru că minim vom începe 4 școli, 4 creșe și 4 grădinițe. Și toate vor avea un program prelungit la școală, pentru că părinții au și ei nevoie de sprijin să poată să fie liniștiți la serviciu. Ne propunem de asemenea să dublăm bursele copiilor, pentru că acum este un cuantum cel mai mic din tot Bucureștiul și nu justifică nici într-un fel efortul lor de a fi educați și competenți. Nu îi stimulăm cu nimic acordându-le 56 de lei pentru 10 pe linie. Ne propunem de asemenea, bineînțeles, vă spuneam, un mediu curat și acest lucru știu că este o prioritate pe tot Bucureștiul, pentru toți colegii. Vom construi un nou parc, dar mai ales vom plata 100.000 de copaci. Ne propunem pentru mediu taxe zero pe tot ce înseamnă gunoi reciclat corect. Vom investi în această politică pentru că sectorul 4 acum nu a fost deloc niciun fel de politică pentru mediu curat. Nu a investit actualul primar în niciun fel de măsură pentru a se recicla corect. Reabilitarea termică a blocurilor de care vorbea și Nicușor Dan se va face fără pile. Din stradă vă pot spune că cei mai mulți oameni mi-au spus că așteaptă la rând și din păcate locul lor la asociații este luat de altele care au avut și au dat șpagă. Lucrul acesta se va schimba în administrația pe care noi ne-o dorim, eficientă, curată și fără hoție. Construim de asemenea o policlinică nouă. Nu o să promitem multe spitale, îmi doresc din tot sufletul cu colegul nostru Vlad Voiculescu și cu Nicușor Dan să construim spitalele atât de mult promise, dar la sectorul 4 cu siguranță noi vom face o policlinică și pentru persoanele în vârstă, dar și pentru restul populației. Și ne propunem să facem toate aceste lucruri, mai ales cu banii europeni. Ei au fost acolo, sunt disponibili și pentru următoarea perioadă de programare, însă e nevoie de o echipă care să nu fure, e nevoie de o echipă curată, este nevoie ca la primărie să fie profesioniști, e nevoie ca banii să nu mai plece în alte buzunare. Și pentru asta o să solicităm votul cetățenilor noștri. Toate aceste lucruri erau posibile și în ultimii 4 ani, însă știți de ce nu au fost făcute de actualul primar? O să vă arăt plastic acest lucru. Vedeți dumneavoastră, actualul primar este o simplă marionetă. O marionetă și nimic altceva. Pentru că acum sforile sunt trase de clanuri. Asta face acum actualul primar. Nimic altceva. Și nu știe în ce direcție să o ia. Nu construiește pentru acest sector. Construiește pentru alte buzunare și construiește pentru un alt viitor al altor oameni, nu al cetățenilor din sectorul 4. Acest lucru eu îl voi schimba. Nimeni, dar nimeni, nu are sfori de care să mă tragă. Interesul meu este al cetățenilor sectorului 4, fiindcă aici locuiesc și eu, aici este și viitorul meu și al copiilor mei și cu siguranță și al dumneavoastră. O să vă rog să ne acordați votul de încredere, să veniți la vot și împreună vom putea să dăm la o parte primarul care nu este al nostru, este al altora, al clanurilor. Vă mulțumesc! Și am plăcerea să o invit la microfon pe Violeta Alexandru, reprezentant PNL București, președintele organizației. Vă rog. Bună seara tuturor, sper să vă regăsesc sănătoși. Simona Spătaru este omul care poate face din acest sector un oraș, un sector și o comunitate în care să nu-ți fie frică să mergi pe stradă. O spun răspicat, clanurile interlope conectate la Băluță au de ce să se teamă de venirea Simonei Spătaru în primărie. Știe lege, folosește legea, știe să lucreze
cu legea în mână pentru a scoate toate clanurile interlope din sectorul 4. În acest moment, cetățenii sectorului 4 au de ce să fie îngrijorați. Cei care iau decizii sunt cei care îi comandă lui Băluță. Sunt cei care au interese să ajungă la banii publici, nu sunt cetățenii acestui sector. Cu Simona Spătaru, lucrurile se vor schimba radical. Toți interlopii au de ce se teamă în frunte cu Daniel Băluță, cel care beneficiază de pe urma acestui mod de a face administrație în sectorul 4. Chiar dacă a făcut câteva investiții, din acele investiții fiți siguri că au beneficiat grupurile lui și cei care sunt conectați la afacerile pe care le coordonează. Să o spunem pe românește, a venit momentul ca legea să conducă în primăria sectorului 4 și ca cetățenii acestui sector să aibă încredere că atunci când se cheltuie bani, se cheltuie pentru ei, nu pentru grupurile de interese. Am încredere în Simona Spătaru și am încredere în echipele Forței de Dreapta din București. Sunt oameni care au o carieră în spate, sunt oameni care n-au furat, sunt oameni care au muncit, sunt oameni care au urcat profesional pe munca lor, prin transparență, prin corectitudine, valori în care PSD nu are cum să creadă. Este în firea PSD să mintă și să folosească interlopii. Este în firea PSD să folosească grupuri de interese în loc să respecte cetățenii sectorului. În sectorul 4 aducem legea. Aducem legea și aducem transparența în cheltuirea banilor publici, valori pe care se așează dezvoltarea oricărui sector. Știu ce echipă de consilieri va propune Partidul Național Liberal. Vor fi alături de Simona Spătaru pentru a arăta cum se poate dezvolta acest sector în care Băluța a făcut aici colo câte o investiție, de pe urma căreia au profitat tot ai lui. Știu cum se poate dezvolta acest sector pentru binele fiecărui locuitor din sectorul 4. Am încredere în ea, am încredere în echipa de voluntari, cărora le mulțumesc foarte mult pentru tot efortul pe care îl fac, și am încredere în fiecare locuitor din sectorul 4. Votul dumneavoastră înseamnă încredere, încredere pentru niște oameni corecți. Vă mulțumesc! Bună ziua! Pentru că este o zi a metaforelor, vreau să vă prezint din nou o fabulă pe care am mai spus-o și care se aplică oricărui PSD-ist, oricărui membru PSD, pentru că astăzi vorbim aici de PSD, și este fabula liliacului. Se spune că atunci când mamiferele cu păsările erau într-un mare război, liliacul, foarte șmecher, într-un mod extrem de pervers, atunci când păsările erau mai tari, pretindea că este pasăre. Și spunea, le spunea păsărilor, sunt o pasăre, sunt alături de voi. Atunci când mamiferele erau mai tari, liliacul le spunea, sunt un mamifer și vreau să fiu alături de voi pentru că suntem puternici. Ei, această fabulă, acest rol al liliacului s-a aplicat tot timpul primarului sectorului 4, Daniel Băluță. Pentru că asemenea liliacului, el a refuzat să spună în ce tabără se află. Se află în tabăra cetățenilor sau în tabăra PSD Gabriela Firea. N-aș vrea să plecați astăzi de aici cu impresia că Daniel Băluță este un primar independent, care și-a făcut un brand independent. Primarul Daniel Băluță este din tabăra PSD. Nu uitați asta niciodată. Tabăra PSD înseamnă Gabriela Firea, înseamnă aceste clanuri interlope, înseamnă aceste sifonări din banul public, din toate companiile și instituțiile primăriei capitalei. Nicușor Dan, Simona Spătaru, la sectorul 4, vor să schimbe platforma PSD, vor să învingă tabăra Firea PSD și atunci noi îl învingem pe Daniel Băluță, pentru că până astăzi el nu a fost niciodată cu adevărat în tabăra cetățenilor. Ce face PNL sector 4? PNL sector 4 dă forță acestei platforme de dreapta. Dă forță prin tot ceea ce a făcut în ultimul an. Am câștigat alegerile europarlamentare, am câștigat alegerile prezidențiale. Prin guvernul Orban am reușit să aducem cei mai mulți bani negociați la Bruxelles, în cele mai înalte foruri politice europene, pe care îi voi investi inclusiv aici, prin platforma, pe care prin consilierii, pe care îi vedeți aici în spatele meu și pe care îi veți vota
atunci când veți merge la urne, va aduce această platformă bunăstare în acest sector. Toată lumea spune astăzi că sectorul 4 arată mai bine, că s-au făcut lucruri. Nu vreau să mergem pe această idee. Dacă Parisul poate să arate bine, să arate bine, dacă Berlinul poate să arate bine și sectorul 4 alături de București poate să arate bine. Astăzi aveți o platformă în spate, PNL, Alianța USR Plus și un primar curat care are o putere ce survine din puterea acestei platforme. Vom sta alături de Simona Spătaru, vom sta spate în spate să schimbăm această administrație și credeți-ne, vom câștiga. Și îmi pare rău să o spun, dar Daniel Băluță, de fapt nu îmi pare rău să spun, va rămâne în tabăra pierzătoare, în tabăra în care a aparținut întotdeauna, tabăra PSD. Sunt 10 lucruri simple pe care le-am pus aici și le-am disecat pe un buget făcut milimetric pe cifre. Nu vă vom promite niciodată lucruri în care nu credem. Sunt lucruri pe care consilierii aceștia pot să le voteze în următorii 4 ani și apoi să vină cu altele în următorii 4 ani. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici și împreună vom merge la victorie. Bună ziua! Mă bucur mult că suntem toți aici. Este o zi importantă pentru București și pentru sectorul 4. Așa cum știm cu toții, alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale ne-au arătat că bucureștenii s-au săturat de ce înseamnă PSD în administrație. S-au săturat ca nevoile lor legitime să nu le fie ascultate și să nu fie o prioritate pentru primarii lor. Singurul mod prin care voința acestei majorități nu poate fi respectată este prin acea lege care permite alegerea primarilor într-un singur tur. O lege profund nedemocratică. USR Plus și PNL București au înțeles acest lucru, au ascultat vocea cetățenilor și au decis să meargă împreună și să susțină candidați unici la primăria generală și la primările de sector. Interesele cetățenilor, ale bucureștenilor, printre care numărăm și noi, sunt mai presus decât interesele ale partidelor pe care noi le reprezentăm. Încă 4 ani cu PSD la butoane ar însemna o catastrofă pentru București. Sectorul 4 are în acest moment o administrație incompetentă, acaparată de oameni corupți, de clanuri interlope. O primărie care risipește banul cetățenilor pe achiziții și investiții doar de formă, de fapt pentru a-și hrăni acei oameni care sunt în spate, de fapt și controlează această primărie. Avem o poliție locală ineficientă și condusă la propriu de interlopi. Și în ultimul rând avem un primar controlat în totalitate de acești mafioți. Corupția și incompetența administrației locale a sectorului 4 a făcut ca o tragedie ca cea de la Colectiv să aibă loc în fața ochilor noștri. Pentru noi cei din USR Plus, acela a fost momentul în care am decis să nu mai stăm deoparte. Astăzi, Bucureștiul prin Nicușor Dan și sectorul 4 prin Simona Spătaru au ocazia de a da la o parte această administrație coruptă care a dus acest oraș în pragul falimentului. Candidații și echipele propuse și susținute de USR Plus și de PNL sunt singura alternativă la dezastrul și amenințarea pe care o prezintă PSD. Un alt mare obstacol în dezvoltarea și profesionalizarea administrației locale din București, dar și din România, este acel a furat, dar a și făcut. Cu o singură frază, mulți români acceptă hoția ca o stare de fapt și consideră că nu mai este nimic de făcut și ajung să se mulțumească cu foarte puțin. Noi, cei de aici, vom încerca să vă demonstrăm că nu este așa. Vom încerca să schimbăm această mentalitate și să vă arătăm că administrația se poate face și onest și profesionist. Și aș vrea ca peste 4 ani să ne întâlnim cu toții și să spunem că a făcut și a făcut bine. Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a schimba această administrație și vă invităm să veniți alături de noi să construim împreună noul București. Vă mulțumesc! Și în închidere, Oana Țoiu, coordonator regional Plus. Te rog, Oana.
Mulțumesc mult, Simona! Am fost cu Simona în stradă încă de la început, când am pus împreună bazele Partidului Plus în București, în sectorul 4. Și apoi am continuat în stradă aici, în campania de europarlamentare, pe care ea a coordonat-o. De ce spun asta? Este pentru că și în campania asta am auzit ce auzeam atunci în campanie. Domnule, aveți bune intenții, se vede că veniți din afara politicii și că veniți cu un suflu nou, cu profesionalismul care vine din meseriile voastre, dar aici, ăsta e un loc în care se cam știe cine va câștiga. Ei bine, asta ne spuneau și la europarlamentare și atunci am câștigat cu Alianța USR Plus încrederea bucureștenilor din sectorul 4, nu în majoritatea lor, ci în fiecare secție de vot din fiecare cartier. În fiecare secție de fiecare cartier, Alianța USR Plus a avut cea mai mare dovadă de încredere a bucureștenilor din sectorul 4. Așa că și în momentul ăsta, de fiecare dată când sunt cu ea în stradă și aud, vă apreciem bunele intenții, înțelegem că obiectivele voastre sunt curate, dar uite, sectorul ăsta e unul din sectoarele care n-arată așa rău. Arată bine, avem ghivece de flori de marmură, s-a mai făcut câte ceva. Cred că, în special în momentul ăsta, pentru că suntem clar încă sub semnul pandemiei și va fi alături de noi și în campanie și la începutul mandatelor, bucureștenii au ajuns într-un moment în care își dau seama că nu cosmetică e ceea ce au nevoie, ci de școli sigure, aproape pentru copiii lor și bune. Și Simona și consilierii vor face asta să se întâmple. Că au nevoie de sănătate și că nu-i suficient să ai tu grijă de tine dacă administrația nu are grijă de tine. Dacă aerul pe care respiri te vulnerabilizează mai departe la tot felul de probleme cu care te întâlnești. De asta am încrederea pe care o am în Simona. Nu doar pentru că am fost cu ea în stradă, ci pentru că știu cum a ajuns în poziția pe care o are acum, de a fi candidatul dreptei în sectorul 4. A ajuns muncind, a ajuns propunând idei pe care colegii ei le-au validat și partenerii de alianță și partenerii din PNL care o susțin acum, și a ajuns fiind votată direct de colegii ei, cu dezbateri transparente în interiorul partidului, cu propuneri pe care ei le-au ales, la fel ca fiecare dintre consilierii Alianței USR Plus. De fiecare dintre ei puteți să aflați pe paginile de Facebook, să vedeți meseriile din care vin, performanța pe care au avut-o în afara politicii și că ei reprezintă încrederea colegilor din jur. Mai mult decât atât, vrem să le mulțumim bucureștenilor care ne-au dat până acum semnătura de încredere, atât pentru Simona ca primar, cât și pentru lista de consiliere a Alianței și celor peste 1000 de bucureșteni care deja au semnat și online pentru asta, în mai puțin de o săptămână de când am lansat semnăturile online. Ne veți vedea însă alături de Simona în fiecare zi pe stradă și de acum încolo și în mandatul ei de primar. Simona Spătaru, primarul sectorului 4. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Urmează o perioadă grea în care vom respecta toate măsurile de siguranță, toate măsurile sanitare, dar vom face campanie pe stradă, printre oameni, vom vorbi cu aceștia în continuare, vom face lucrul ăsta mai ales în următorii 4 ani. Pentru acest lucru vă mulțumesc că sunteți aici și mergem la victorie!